L-am surprins la o lecție pe care o preda elevilor din clasa 9 la Liceul Hiperion din Durlești. Cătălin Vacarciuc are 23 de ani și deja profesează în calitate de dascăl de istorie. Din mic am îndrăgit ce ține de istorie, carte de istorie, cititul, privirea documentarelor de istorie, filmele lui Ridley Scott în primul rând și așa mai departe. Pe urmă la școală deja aveam cei mai bune note la istorie, desigur. Și odată ce am ajuns în clasa 12 este întrebarea asta tipică la tineri. Și unde ne ducem? Nu știm. Dar eu nu știu cum am fost mereu sigur, dar eu mă duc la istorie și filozofie la USM. Interesul pentru istorie l-a motivat să treacă și cursul pedagogic. Este profesorul care are o metodă diferită de predare pe înțelesul elevilor. Distanța de vârstă la noi nu e una de generații diferite. Eu vorbesc cu dânsul pe o lungime de undă la anumite idei. Da, ca și eu patimă ideea este că ca eu când eram tânăr era normal, dar voi acum nu. Generația de acum este așa cum ea trebuie să fie, în contextul în care ea se află. În contextul unei libertăți masive, a promovării libertăților, a drepturilor omului și așa mai departe, și e bine că ei predează pentru dânsa. Eu, în calitate de tânăr profesor, am beneficiu să discut cu dânsa pe un același picior de cunoaștere. Cu ajutorul lui am învățat foarte multe și pot să spun că este unul din profesorii mei preferați, deoarece fiind tânăr, ne înțelege mai bine și ne explică foarte ușor și pe înțelesul nostru. Îmi place istoria, pot spun că este unul din obiectele mele preferate. Vorbește deschis cu noi și astfel fiecare dintre noi suntem liberi la lecții și știm cum să ne exprimăm, știm cum să vorbim și cred că ne învață asta foarte mult pentru că în general, lecțiile sunt mai ușor de învățat cu dumneavoastră. Este foarte important să ne știm istoria pentru că astfel putem să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut în istorie și astfel putem să evoluăm cu mult mai ușor. Spiritul tineresc și entuziasmul său este molipsitor. Cătălin se pregătește individual pentru fiecare oră, informația fiind cel mai bun atu al său. Istoria este o știință, știința necesită o meticulozitate, o claritate, un studiu aprofundat. De ce eu îi motivez să ia cartea, să citim, să lucrăm și lucrăm în metoda principală clasică, dar o combinăm și cu tabla interactivă și așa mai departe, prezentări, pentru că asta ne avantajează pe noi. Dar oricum cartea rămâne să fie baza. Eu personal pledez la școală să le dau elevilor, este istoria obiectivă. Uitați-vă, dragii mei, avem plus, avem minus. Ce noi trebuie să facem, să tragem o concluzie, dar să avem grijă de toate nuanțele, pentru că istoria este o pictură imens de mare, foarte multe nuanțe. Este o meserie care se învață în continuu. Munca la școală nu este simplă, recunoaște dascălul. Primele luni au fost cele mai dificile, dar acesta a avut de învățat de la cei mai buni. La universitate am avut toți profesorii de la Facultatea de Istorie și Filozofie, au fost un model de la care eu am furat ceva. De la un profesor am furat meticulozitatea asta de cercetare a lucrărilor, de la alții am învățat ce înseamnă strictețea în abordări, și anume de faptul obiectiv, de la alți profesori am observat ce înseamnă a fi profesor și a infecta cu interesul pentru subiect, ar fi un exemplu Anatol Petrencu, care dacă ne povestea despre Trotski, așa o impresie că el l-a văzut pe Trotski și a trăit cu dânsul alături pentru că ne explica, ne povestea. Și atunci furi de la acești oameni, pentru că profesia de pedagog se fură mai degrabă decât să învață undeva. Am furat aceste lucruri și încerc să le pun în aplicare. Tânărul istoric consideră că ziua Marii Uniri, 27 martie 1918, reprezintă un moment de maturitate a națiunii române. În anul 1918, țara care pierde războiul aproape că câștigă totul. Câștigă și Basarabia, și Transilvania, și Bucovina, și Dobrogea. Adică, noi avem un exemplu în care oamenii au reușit să orienteze clasa politică, elita politică, acolo noi putem să o folosim, mai greu acum să folosim cuvântul elită, dar atunci elitele politice au reușit să demonstreze o maturitate care cumva s-a născut brusc în niște condiții foarte vitrige, oamenii au reușit să-și asume niște lucruri. Și atunci, la 27 martie 1918, într-un spirit absolut democratic, cu prezența și a minorităților naționale în cadrul sfatului țării, s-a votat unirea. Da, cu voturi contra. Fac care este bine, pentru că demonstrează caracterul democrat și liberal a ceea ce s-a întâmplat. Armata română foarte clar a venit aici cu niște angajamente. Adică, nu ocupăm nimic, nu impunem nimic, noi doar vom asigura pacea în regiune. Și au asigurat-o. Și atenție, ca să dăm un contraargument celor care o spun, da, dacă s-au votat pe 27 martie, doar armata română, au înconjurat sfatul țării, da, clădirea. Spuneți-mi, vă rog frumos, haideți să vedem soarta celor care au votat împotriva unirii. Măcar unul a fost exterminat sau poate împușcat, Doamne ferește, nu. Dar dacă să ne uităm la soarta deputaților sfatului țării care au votat pentru unirii în Uniunea Sovietică,
Și avem pozele și al lui Pantelimon Halipa, și al multor alții, și Daniel Ciugurean, și mulți alți intelectuali din fostul spate al țării, care pur și simplu au fost exterminați de puterea sovietică. Iată exemplu. Poporul care nu-și cunoaște trecutul este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Trebuie să știi de unde pornești. Asta te ajută pe tine să-ți construiești viitorul.